M3, care este în ADN-ul BMW, 116 cai putere. Băi frate, oare cum s-au gândit băieții ăștia când au luat mașina asta care are un ADN atât de sportiv și au pus motorul ăsta pe ea? Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi facem un clip ce sunt sigur că pe mulți dintre voi o să vă deranjeze, pentru că, din păcate, astăzi vorbim despre mașinile alea pe care le vezi pe stradă și zici: mamă, cât de tare merge mașina asta, iar ea în realitate, de fapt, merge vai șamar de capul ei. Deci da, mulți dintre voi o să fiți supărați, pentru că începem puternic cu prima mașină. Vorbim despre Toyota Celica. Te invit să-mi lași în comentarii la fiecare model ce putere crezi că dezvolte. Și începe așa: Celica, scrie cât cai are. Așa arată mașina, la fel și modelul acesta, același motor. Aici vorbim despre altceva, dar totuși ele seamănă. Eu vorbesc despre acest model mai exact. Vorbim despre un motor de 1800 de centimetri cub și dacă te gândești la Toyota Celica, ai zice: mamă, ce bag asta. Ea de fapt, dragii mei, dezvoltă 116 cai putere. Băi frate, oare cum s-au gândit băieții ăștia când au luat mașina asta care are un ADN atât de sportiv și au pus motorul ăsta pe ea? Imaginează-ți cum te pui la semafor cu dita mai Celica, se așează lângă tine un Renault Clio și când pleacă de pe loc, îți rupe oglinzile. Moment nasol. Dar da, mașina asta dezvoltă 116 cai. Următoarea mașină despre care povestim este BMW E30. Nu orice E30, vorbim despre M3 E30. Te invit să-mi lași în comentarii ce putere crezi că dezvoltă un M3 E30. Să-ți fac așa o poveste. Uite așa arată mașina. Are un motor de 2300 de centimetri cubi în 4 cilindri, este la bază motorul S14 și, important de știut, motorul acela a fost montat pe mașina asta pentru o omologare în campionatul european de turisme. Dar varianta de stradă dezvolta nici mai mult, nici mai puțin de 195 de cai, frate. M3, care este în ADN-ul BMW, să dezvolte 195 de cai. Te-ți imaginezi încă o dată? Te așezi lângă un Type-R cu un M3 de genul ăsta și pleacă Type-R-ul ăla de lângă tine de nu înțelegi nimic. Sunt curios dacă ai nimerit până la momentul actual puterea celor două mașini. Pentru că dacă le vezi pe stradă, zici: mamă, s-a terminat. Următoarea mașină despre care povestim este Mitsubishi Lancer 10 GT. După cum observi, are eleronul de Evo, praguri de Evo, bară față de Evo. Te face să te gândești că în momentul în care o vezi, este problemă. GT-ul acesta, cred că asta e de fapt problema lui. Că te face să te gândești la un Evo, care ăla, vorbim despre altceva. Vorbim despre lucruri sfinte. În schimb, motorul de 2400 de centimetri cubi, aspirat în 4 cilindri, nu dezvoltă nici mai mult, nici mai puțin de 168 de cai. Cum e asta? N-aș fi spus niciodată că un Evo de genul ăsta dezvoltă așa puțină putere. Următoarea mașină, încă una spectaculoasă, îi spun eu, este Honda CRX. Și nu vorbesc despre generația aceasta, ce a făcut istorie, vorbesc despre această generație. Un motor de 1.5 și 130 de cai putere. Băi, când o vezi asta, te gândești direct: mamă, când pleacă asta, rupe tot. Pentru că te face să te gândești la ceva super sportiv. Probabil ai amintirea CRX-ului vechi, ce era, da, era o mașină specială. În schimb, ultima generație, mai exact asta, este doliu. Bun, și acum este un moment perfect să facem un raport cal vertical al unui urmăritor Vrum Vrum Vlog. În materialul de săptămâna trecută de judec, Adrian ne-a scris așa: salut, super această serie, aș dori și un raport pentru mașina personală. Un Seat Leon 5F ST 2014, adus din Franța în 2019 cu fostul proprietar, eu fiind al doilea proprietar în România. Aș vrea să știu dacă a avut daune sau kilometri dați înapoi în Franța. Mersi, keep up the good work. Am făcut raportul car vertical, sper să-l și vezi. Uite cam așa arată, ai kilometrajul dat înapoi și accident. Hai să vedem despre ce e vorba. Mașina a venit din Franța, ai o înmatriculare în România, nu sunt foarte multe înregistrări. Hai să vedem mai detaliat. În 2018, într-a 11-a, da,
Mașina, din păcate, avea 233.000 de kilometri, iar în 2019, când ai înmatriculat-o tu, avea 180.000 de kilometri, deci undeva pe drum între Franța și România s-au pierdut undeva la 50.000 de kilometri. Deci mașina are kilometrajul dat înapoi și o daună între 500 și 1.500 de euro în Franța. Important, dacă găsiți în rapoarte genul acesta de daune, nu vă panicați. Este o daună mică, poate să fie o revopsire a unei piese, deci treceți peste. În momentul în care apar daune mari, atunci trebuie să oferiți atenție unui raport de acest gen, dar recomandarea mea este clară: dacă vă achiziționați o mașină, nu ezitați să faceți un raport Car Vertical cu linkul din descriere, ce îți va oferi 20% reducere la orice raport sau utilizarea codului VROOM cu aceeași reducere de 20%. Următoarea mașină despre care povestim este Hyundai Tiburon. Te invit din nou la fiecare mașină să continui și să-mi spui Tiburonul câți cai crezi că dezvoltă. Așa arată mașina. Vă arată bine mașina. Chiar bine. Are și un motor de 2 litri. Deci dezvoltă și puterea. Problema este că mașina asta dezvoltă 140 de cai, frate. N-ai cum. Deci dacă mă uit la ea, minim 250. Sunt curios câte mașini ai nimerit până la momentul actual și hai să facem o plajă. Dacă ai mers cu plus sau minus 10 cai, îți pun un punct, da? Deci la final o să vreau să-mi spui câte puncte ai făcut din totalul celor 10 mașini prezentate azi. Următoarea mașină despre care povestim este Peugeot RCZ-R. Are un motor de 1600 și te invit să-l lași în comentarii cât crezi că dezvoltă. Aștept. Sunt ok. Ai crezut că e pistol cu apă, dar de fapt este dita mai arma letală, pentru că mașina asta nu dezvoltă nici mai mult, nici mai puțin de 270 de cai, frate. E glonț mașina asta. În momentul în care vedeți așa ceva pe stradă, să vă feriți, că bagă viteză mare. Da, recunosc, asta a fost capcana din clipul de astăzi, dar pregătește-te că probabil o să mai urmeze. Următoarea mașină despre care povestim este Mazda Miata. Dragi iubitori de Miata, nu dați cu pietre în mine. Sunt sigur că mașina asta este extraordinară din punct de vedere a condusului. Toată lumea o laudă. Dar nu putem sări peste ideea că mașina asta dezvoltă 116 cai. Motor de 1.6 din 1989. Și da, o apreciez din punct de vedere dinamic și al senzației pe care o ai în momentul în care o conduci, dar lăsați-mă să spun că e prea puțină putere pentru mașina asta. Bun, și mergem mai departe. Nu puteam să n-avem și un Mustang în topul nostru. Uitați-l cum arată. Uite-te ce priză de are pe capotă. Uite-te ce eleron are. Zi-mi, lasă comentarii. Mustang, câți cai crezi că are? Oare o fi o capcană? Dezvoltă mult? Are și Shelby aici, țineți cont de asta. Ați scris? Ați lăsat comentarii? Este vorba despre Mustang King Cobra. Are un motor de 5 litri V8 și dezvoltă nici mai mult, nici mai puțin de 140 de cai, frate. N-ai cum. Uite-te la mașina asta, frate, n-ai cum, 140 de cai. Bun, mergem mai departe cu următoarea mașină. Este vorba despre Smart Roadster. Bă, și la asta, și când îi zici denumirea, te gândești, mamă, bagă tare viteză. Este vorba despre varianta Roadster Finale, ce are un motor de 700 de centimetri cubi și dezvoltă între 60 și 80 de cai putere. Oare, cum s-au gândit? Bă, hai să facem o mașină la OHA. Următoarea mașină este Mercedes Seleca. Mai exact, Seleca 200. Da, seamănă cu SLS, seamănă cu SL, dar seamănă pentru un necunoscător. Pentru un cunoscător îți dai seama că mașina asta are un motor în 4 cilindri, 1800 cm cubi și dezvoltă 180 de cai. Din punctul meu de vedere, este sub așteptările ce le creează imaginea acestei mașini. Dacă mă uit la ea, direct la vreo 3-400 de cai m-aș gândi. Și ultima mașină din clipul de astăzi este Hyundai Veloster. Cam așa arată mașina. Ai zice că, mamă, ce viteză bagă. Dar ea, de fapt, are un motor de 1.6, 4 cilindri și nici mai mult, nici mai puțin de 128 de cai. Te invit să lași în comentarii câte puncte ai obținut.
câte mașini ai nimerit din punct de vedere a puterii. Dacă mai ai idee despre mașini ce arată spectaculos, dar ele nu dezvoltă foarte multă putere, sau dacă îți dorești să mergem cu alte serii, dacă vrei să continuăm să vorbim despre diferite subiecte, te invit să le lași în comentarii, în așa fel încât tu să devii parte a echipei Vrum Vrum Vlog. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldie, Patrick este alături de mine, deja lucrează la un material foarte șmecher, deci rămâneți pe fază și până la următorul material, nu uitați! Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!